Citesc un cuvânt al Domnului rostit de Apostolul Pavel, Evrei, capitolul 4, versetul 1, spune felul următor. Evrei 4, versetul 1. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făduința intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu, amin, vă rugăm să ocupați locurile. Am stat și m-am întrebat asupra acestui, să spunem, warning, atenție, poruncă din partea apostolului Pavel. Acest cuvânt este pentru cei necredincioși sau pentru cei credincioși? Este vorba despre noi care am încheiat legământul sau despre cei care încă n-au încheiat legământul? Însă, din acest cuvânt rostit de apostolul Pavel, mă face să înțeleg că este vorba de noi, pentru că însuși apostolul Pavel se include pe el însuși și spune: să luăm dar bine seama. E vorba despre noi. Și când apare această expresie, acest cuvânt, vi s-a întâmplat când cineva vă povestește o direcție la locul de muncă și spune: să fii cu băgare de seamă când ajungi la punctul, în locul respectiv. De ce? Acolo se greșește și însă greșesc cei mai mulți. Și apostolul Pavel spune: să fim cu băgare de seamă. De ce? Că aici se greșește și greșesc cei mai mulți. Dați-mi voie să adeveresc și să-i dau dreptate apostolului Pavel și cuvântului lui Dumnezeu venit prin apostolul Pavel, de ce el ne spune: atenție, fiți oameni cu băgare de seamă, nu oameni fără seamă, pentru că se greșește pe această cale, pe acest drum al neprihănirii către împărăția lui Dumnezeu. Apostolul Petru, în 2 Petru, capitolul 3, versetul 3, spune în felul următor: înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori, plini de batjocori, care vor trăi după poftele lor și vor zice: unde este făgăduința venirii Lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Zidirii. Avem de-a face cu niște batjocoritori care batjocoresc venirea, reîntoarcerea Domnului Iisus Hristos să-și ridice mireasa și biserica la cer. Însă apostolul Petru vrea să ne vorbească și să ne spună: să știți că în vremurile din urmă, acei batjocoritori care vor batjocori venirea Domnului Iisus Hristos nu sunt cei de din afară, sunt cei de dinăuntru. Sunt cei care au crezut odată, și dați-mi voie să recitesc acest verset. Și acești batjocoritori spun în felul următor: când mai vine? Așa-i când te duci la un loc a întâlnirii și trebuie să vină cineva. Și întârzie. Întârzie 5 minute, întârzie 10, încep să te încălzești, încep să te enervezi și dacă nu vine, iei mașina și pleci. Pe calea lui Dumnezeu, noi trebuie să rămânem statornici și în așteptarea celui care vine. Că știți, zice, întârzie să vină. Spune versetul 9 din 2 Petru, capitolul 3, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară. Când vorbim de pocăință, a ajuns să fie cel mai sensibil subiect în adunările așa zise a lui Dumnezeu. Nu mai este loc de pocăință.
Însă dimineața aceasta, acest cuvânt se referă Bisericii lui Iisus Hristos. Și când vorbim de Biserica Domnului Iisus Hristos, Biserica Domnului Iisus Hristos și credincioșii care cred în venirea Domnului Iisus Hristos, trebuie să persevereze, trebuie să lucreze la acest proces al pocăinței. Apostolul Pavel spune, mă port aspru cu eu însumi. De ce? Ca nu cumva eu, Pavel, care vă propovăduiesc Evanghelia lui Hristos, eu însumi să fiu lepădat. Frați și surori, Dumnezeu nu-și împarte slava cu nimeni, să nu credem noi că Dumnezeu va lărgi hotarele împărăției Lui, să ajung și eu în împărăția Lui, să spunem, las-o așa, să intre și El, să intre și biserica, Dumnezeu rămâne același neschimbat. Și porunca și warning-ul lui Dumnezeu este acesta, și dacă nu te pocăiești, voi veni și îți voi lua sfeșnicul. Și când vine Dumnezeu și ia sfeșnicul lui, ia autoritatea lui, spune cuvântul lui Dumnezeu căci vine diavolul cu alte 7 duhuri. Plâng, lucrez în suburbii, departe, conducă-te 2-3 ore către lucru și merg prin diferite zone, prin diferite suburbii și mă uit la biserici, se rupe acoperișul, cad geamurile, se dezmontează ușile și stau și mă întreb, aceste biserici erau neîncăpătoare altădată. Unde sunt cei care le-au construit pentru ei? A venit Domnul și a luat acasă. Întrebarea este, unde sunt copiii lor? Însă Apostolul Petru spune că în vremurile din urmă vor trăi după poftele lor. Iubiți frați și surori, haideți să fim cu băgare de seamă. Iubiți tineri, nu rostiți aceste batjocuri cum batjocuresc aceste tineri. Sătul de teoria părinților mei. Acești tineri spune, m-am plictisit, m-am săturat. Toată copilăria și tinerețea mea mi-au spus că vine Domnul și nu mai vine, toate rămân așa, ca de la începutul zidirii. Haideți să nu obosim, să-L așteptăm pe Cel ce vine, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Și să ne oprim, să-L mai batjocorim. Că noi îl putem batjocori prin aspectele noastre. Știți care este cea mai mare batjocoră la adresa lui Dumnezeu? Să nu mai crezi în cuvântul Său. Și când oamenii se abat de la adevăr, se abat de la biserică, îl batjocoresc pe Dumnezeu. Și spune unde este făgăduința venirii Lui. Am vrea să rămânem într-o atmosferă de veghere în dimineața aceasta. Să ne cercetăm, să vedem unde ne regăsim noi astăzi și în dimineața aceasta. Este de o importanță atât de mare că Apostolul Pavel ne spune să fiți cu băgare de seamă, că mulți au pornit, mulți au pornit și foarte puțini sunt cei ce ajung. Doamne, ajută-ne să fim dintre cei, nu numai pentru că ne-am pornit, dar dorim și să ajungem acolo. Doamne, ajută-ne! Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm Domnului. Amin.